cum este acest gând să știi că iubitul tău se uită la alte femei și nu doar că le vede goale sau mă știu eu ce, vede goale și gen el are niște trăiri, dependența de filme porno, pentru că de fapt asta mi se pare cea care mă sperie. Se pune ca înșelat. Cum te simți legat de asta? Problema la bărbați este că au o sensibilitate anume a organului sexual. Eu sper sensibilitatea de ce? Că tu ai... noi avem o curbă de satisfacție la orice. N-aș putea să fiu împreună cu un bărbat care să fie dependent de filme porno. N-aș băga în aceeași categorie bărbații care se uită la filme pentru adulți și se uită la gagicile alea, ce fac cu alți tipi. Și bărbații care dau like-uri gagicilor pe Instagram și le-au la follow. De ce să te uiți la un film porno când poți să-ți folosești imaginați și îți pierzi cumva apetitul sexual? Sex dragului. Dacă nu este totul egal la voi, fie că vorbim de labii, sâni, buci sau mai știu eu ce, stați niștite, natura nu este simetrică. Conform la ce se promovează în media, niciodată nu e suficient. Ba trebuie să te operezi nasul, ba trebuie să spui nu știu ce, ba trebuie să te... Mi-am dat seama că încep să am o problemă. Și nu doar legat de partenerul meu, că nu se ridică la așteptările total nerealiste pe care livrează un film porno. Ru Rușinea asta cu care privim de foarte multe ori masturbarea la ce să mă râșur, la un nou story time aici la mine pe YouTube în care uh, dezbatem un subiect. Îl avem în cap de foarte mult timp și parcă așa dat cu perioada sărbătorilor, cresc așa în perioada sărbătorilor, parcă exponențial, uh, șansele să intre în discuțiile voastre acest subiect pe care îl discutăm astăzi. Încă mă simt destul de inconfortabil să abordez uneori subiectul ăsta până și cu Justin, uh, până și cu prieteni, nu știu, cu prieteni care sunt așa ca frații mei, că știți că eu am foarte puțin prieteni, adică poate wow, chiar o să fac un episod despre chestia asta în care să vorbesc, despre câți oameni am tăiat din viața mea în ultimii ani, cu câtă ușurință pot să fac asta acum, mi-am dat seama cine trebuie să stea în viața mea, în funcție și de cât pot eu să ofer pentru persoanele respective, am greșit și eu în foste relații de ale mele de prietenie și așa mai departe și cumva în ziua de astăzi sunt super mândră că știu să pun punctul pe ei, știu exact pe cine să păstrez în viața mea, mi-am dat seama, mi s-au și lefuit așa simțurile legate de oamenii din jur, cu siguranță că și eu la rândul meu am dezamăgit și am învățat chestii din, din asta, adică nu mă pun eu pe un piedestal sau ceva, dar revenind că iar mă iau cu 500 de chestii, uh, da, inclusiv legat de subiectul ăsta cu filmele pentru adulți, mă și cu anumiti prieteni care sunt ca familie pentru mine, am așa o incapacitate de a duce subiectul ăsta până la capăt și fără să mă pierd. Mi se pare că se joacă puțin cu insecuritățile tale, așa cum crederea de sine, un mix destul de interesant în momentul în care încep, încep subiectul ăsta, pune, pune lumina pe tine, mai ales că vorbim de partea asta sexuală și totuși vreau să vă povestesc foarte mult în experiența mea. Am zis să deschid camera și de ce nu, dracu, să povestesc la o groază de oameni, nu? Ca să vorbim și să povestim chestia asta împreună, pentru că sunt sigură că pe acolo printre voi sunt oameni care trec exact prin aceeași chestie și poate n-au cu cine să vorbească de subiectul ăsta printre care mă aflu și eu. Că m-am gândit să fac o chestie interesantă și să-l chem la un moment dat pe Justin în video ca să schimbăm câteva discuții și cu el despre ceea ce crede în legătură cu... Eu de când am făcut 25 de ani de acum câteva luni, și că e chestia aia că ți se dezvoltă cortexul nu știu ce dracu se termină de dezvoltat pe aici pe la creier. Mi se pare că mi s-a distorsionat realitatea cumva, perspectivele, s-a schimbat totul. Asta direct proporțional și cu toate călătorile pe care le tot facem în jurul lumii, care mă sparg efectiv și mă fac să-mi conștientizez atât de diferit existența și vreau. Deci am atât de vorbit cu voi. Doamne, dar sunteți așa să nu ne abatem de la subiect. Filmele pentru adulți în relație. Undeva în trecutul meu cred că a fost o problemă prin faptul că am descoperit filmele porno mult prea devreme. Asta m-a făcut să... Să am anumite așteptări și cumva să mi se distorsioneze realitatea astfel încât să am probleme în viața mea de adult, cumva prin pricina a ceea ce vizualizam. mai vezi genul ăla de chestii care se promovează și te spală pe creier automat și după aia tu crești cumva având anumite așteptări. Ce prinzi așa de vreme, da, duci mai departe cu tine în viață. Și cum, cum se gestionează subiectul? în relații în ziua de astăzi, pentru că, bă, eu știu că nu prea se vorbește neapărat de chestia asta. Nu sunt neapărat confortabil să vorbesc cu Justin despre asta. Nu că nu vorbesc, că eu vorbesc cu Justin despre orice vorba aia, dracu. Am așa o, nu știu, îmi crește pulsul cumva când trebuie să vorbesc despre asta. Uh, mă inhibă foarte tare subiectul. Mi se pare mie rușine așa să-l aduc în discuție. Mi se pare cumva atât de rușinos. Deci mă simt, nu știu, de parcă ar fi bunică mea în colț în momentul în care aduc vorba de filme porno în relația mea. Și dacă mă gândesc la filme porno, mă simt de parcă e cineva într-un colț, ori eu, ori bunica mea, nu știu exact sigur cine, și mă judecă. Dacă stai să te gândești, frate, filmele porno există, o să existe, au existat dintotdeauna și reprezintă o componentă despre care care există, nu, despre care nu se vorbește atât de mult și se dă foarte numbră. Cred că merită, merită o discuție. Merită o discuție, așa, la mine în dormitor aici, așa, mă în dormitor până e casă gata, că v-am spus, dacă ați urmărit videourile cu șantierul nostru, cu noua acasă. în august 2024 huu, urmează update de la șantier. Ne mișcăm bine, domnii muncitori sunt acolo super pe, pe, pe treabă. Cred că mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok, acolo vă arătăm zilnic tot ce se mai întâmplă. Și foarte important, plecăm într-o nouă călătorie de o lună, în, pe 27 decembrie luna asta, deci în vreo două săptămâni și ceva gata, de o bugim din nou și abia aștept să vă luăm cu noi peste tot, o să fie o super aventură. Mergem cu mașina, ni se alătură și un nou membru al familiei, o să vedeți despre ce este vorba și abia aștept, Doamne, mi-e atât de dor de o aventură nouă, care să merg cu Petrescu departe de civilizație, vreau să mergem în sălbăticie, mergem cu mașina, mergem foarte departe și. Iar o să fie o aventură, dar o să ne amintim la bătrânețe când o să plângem de ce viață frumoasă am avut și ia uite cum suntem pe ultimul drum aproape. Că viața trece foarte repede, domnule. Vorbeam cu cineva și am întrebat, auzi, nu știu cum ți se pare, că ai iubitul tău, cum ți se pare că ai iubitul tău se uite la filme porno, știi că se uită la niște femei care fac sex cu alți bărbați. Efectiv, cum este acest gând să știi că iubitul tău se uită la alte femei și nu doar că le vede goale sau mă știu eu ce. Vede goale în timp ce fac sex și el se excită la ele. Și gen, el are niște trăiri pe baza acest aceste femei la care el se uită se pune ca înșelat. Cum te simți legat de asta? O, o, viziune atât de subiectivă. Efectiv, fiecare are câte o altă trăire și o altă opinie. Nu există un adevăr absolut când vine vorba de aceste filme porno. Desigur, vreau să vorbim neapărat și de dependența de filme porno, pentru că, de fapt, asta mi se pare cea care mă sperie. N-aș putea niciodată, și vă spun de acum, să fiu împreună cu un bărbat care să fie dependent de filme porno. Mi s-ar părea cel puțin care are nevoie de ajutor uh, specializat cu un om care să fie dependent și să știu că mereu se duce să își ofere plăcere, <laughs> nu știu, după ce mă culc eu și rămâne până la 6 dimineața și nu mai știe cum să se satisfacă ore întregi uh, pe la spate când dorm sau mai știu eu ce, nu, n-aș putea face ceva. Această curiozitate legată de filme porno, nu mai știu, evident, nu mai știu cum mi-a venit atunci când eram mai tunără. Cred că prima mea căutare pe Google a fost ceva de genul la femei goale am scris pe Google femei goale, după care opțiuni sunt o groază, trebuie doar să dai primul search. Îmi plăcea atât de mult să mă uit, și măcar nu vă gândiți că aveam o trăire gen, doamne, îmi venea să mă satisfac să mai știu eu ce, apropo, dar vreau să vorbim și de masturbare în relație. De fiecare dată când eram la, laptop, la, calculatorul bunicilor mei, de fiecare dată o căutam. Că mă gândeam eu că ei n-au cum să vadă istoricul, că ei nu se uite în istoric. Acum și până nu au căutat și au văzut la ce se uita poate asta de luni de zile. Acest moment în care am intrat în pământ, -o să uit în viața mea bine și ai mei, doamne ce nebun sunt. Am avut această întâlnire de familie, cum s-au gândit să mă înfrunte, au zis ceva de genul, doamne, de când ai început să ai tot felul de căutări ciudate la noi în calculator, au început să ne vină amenzi acasă. Luna asta trebuie să plătim 12 milioane amendă că te-ai uitat tu la ăștia. Costă să vezi așa ceva cu oameni goi și cumva, ca să înțelegeți, au plantat în capul meu sămânța de, au, au parcat gogoașa în ideea în care nu este ok, Marilu, că ne vin amenzi. Mi-era frică să mai vizionez aceste chestii ca să nu cumva să plătească ei mulți bani amen. Dar eram genau, mă doamne, să-i pun păștea la cheltuieli, păi am nebunit, nu mai bine primesc eu chestii să-mi cumpere. Adică le văzusem, hmm, a fost perioada aia, nu știu ce, dar nu e ca și cum după stăteam numai să mă gândesc la vai, filme porno, wow, vreau să văd în continuare, nu știu, adică chiar urma o perioadă în care n-am avut nicio treabă. În fine, după aia am mai crescut, a venit momentul în care mi-am și început viața sexuală, am avut primul iubit și bla bla bla. Și cumva, pentru că au început, evident, în adolescență să zburde hormoni în mine și na, eram și la liceu și și și, a venit, a, a venit partea în care, na, mai vrei tu să vezi ceva, mai și tu să vezi cum mai arată o țâță nouă. Mai ales dacă tu n-aveai, mă rog, că s-au schimbat multe între timp, dar, da, intram să văd câte o nouă, Câte un vagin nou, să vedem cum arată labile femeii respective, plus că nu știu dacă v-am spus vreodată, eu sunt o persoană care nu are... Fetelor, stați liniștite, dacă nu este totul egal la voi, fie că vorbim de labi, sâni, buci sau mai știu eu ce, stați liniștite, nici la mine, totul este super asimetric, natura nu este simetrică. Asta denotă frumusețea corpului uman și să mor eu că în timp, mi se părea că mă mint cu asta, că frate, deci dacă am o labie mai lungă, bă, deci e de ca să-mi vai de cap meu, trebuie să porc kilos pe mine când fac sex. Frumusețea tocmai constă în aceste mici detalii care sunt ale tale. Că, acolo, cine te a făcut? Creatorul, și cine te-a făcut planeta asta, te-a făcut special. Trece timpul să mor, îmi dau seama cât de mult apreciez chestia asta. Această imagine de simetrie, de cum ar trebui să arătăm și la față și la, nu doar la zone intime, este doar o spălare pe creier de media. Oamenii se axează astfel încât tu să faci mai multe operații și să schimbi mereu la tine, că știți că conform la ce se promovează în media, niciodată nu e suficient. Ba trebuie să te operezi nasul, ba trebuie să spui nu știu ce, ba trebuie să te... Lua, ba, trebuie să... Bine, nu că ar fi greșit fiecare face ce aia măsi vrea, știți cum, adică super păpaci fiecare face ce vrea, Dacă ai idee nu uitați niciodată și că suntem foarte spălați pe creierii și manipulați de media. Cam în perioada în care mi-am și în viața sexuală și așa, doamne cu Angelo, mai știți că am fost story time-ul, nu? Adică, frate, voi chiar știți totul de mine să mor ce trebuie mai face? Mă mai stăm timp Facebook, am și uitat, în fine. Atunci am început să am din nou aceste curiozități legate de filme. Îmi plăcea să mă uit, mi se părea super palpitant, mi se părea super incitant. Veneau momentele la când începeam să-mi iau filme, pentru că, frate, sunt niște imagini care sunt să te stimuleze, adică tu, evolutiv vorbind cum vreți să o dați, e foarte greu să te abții și să n-ai anumite apucături, să n-ai anumite trăiri, să nu se întâmple ce să se înfiri pe ceva din momentul în care vezi doi oameni, indiferent de ce sex sunt, care au o interacțiune intera 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 sexuală. Este normal că se fac aceste conexiuni neuronale care te duc într-o zonă în care vrei să te atingi, vrei să pui mâna pe tine. Nu trebuie să-ți fie rușine de chestia asta. Dacă simți mai departe, să duci mai departe acest proces tu cu tine, este super ok. okay. Până într-un punct consider că este normal, natural și nu trebuie să-ți fie aoleo. E interesantă ru ru rușinea asta cu care privim de foarte multe ori masturbarea. Eu când am început să descoper masturbarea nu mi se părea ceva atât de rușinos, frate. Mi se părea ceva foarte josnic să te masturbezi, gen efectiv să cu mâinile tale, să te atingi pe tine și să-ți oferi tu plăcere. Mi se părea așa, cumva ceva de primordial. Mă întorceam așa la pavement Știți, om de rocă, dracu, nu știu cum să Mi se părea oribil. Abia așteptam să închid, să închid filmul respectiv, să mă prefac că nu am făcut asta niciodată, ca să nu recunosc niciodată că mi-a plăcut. Și încă nu știu exact de ce atâta rușine. Nu faci un scop al vieții tare, doar din a oferi plăcere ca un animal nebun, bun. Pana mea. Acum, subiectiv, poate tu vrei să faci asta. Fac. Eu nu vreau să fac asta. Poate la tine e ok, nu știu. Nu, nu judec pe nimeni. Nu trebuie să fii pus la zi dacă simți nevoia să te atingi. Este ceva pe care îl avem efectiv, până și animalele fac asta, adică e ceva pe care este în evoluția noastră. Și nu înțeleg de ce este atâta rușine, nu este nicio problemă dacă simți la un moment dat să faci asta, frate e corpul tău, frate. Până la urmă poți să te atingi cum vrei tu, poți să te mângâi pe mână, poți să te pupi. Dar asta e așa că acest self love, această iubire de sine, poate fi arătată prin alte feluri, prin care, da, dacă ai tu chef și masturbare, adică, nu știu, chiar e. Da, interesant că am privit chestia asta foarte, foarte mult timp, cu foarte mult. Mă simțeam foarte puerilă, mă simțeam un om mic, un om de căcat. Sau să mă întreb dacă are legătură cu faptul că, nu știu, am avut eu niște probleme cu sexualitatea mea, dar am și avut experiențe cu tot felul de bărbați în lungul vieții care, într-adevăr, m-au făcut să mă simt foarte nesigură pe sexualitatea mea și s-au jucat în niște feluri. Nu am mai știți din trecutul meu și ceva mai povestit de cu oameni care, nu știu, m-au făcut să mă intru pe niște căi foarte ciudate legate de sexualitatea mea. Ah, tu ai încercat asta? Doamne, când te-ai masturbat ultima oară, eram gen, hol eu? Nicio? I, I Cum se numește? Fără să-mi dau seama, cred că la un moment dat am intrat în această zonă în care aveam o viață sexuală activă, Mie pare că îmi plăcea prea mult ce se întâmpla în acele filme la care mă mai uitam uneori. Chiar preferam să nu mai am neapărat o, interac o interacțiune sexuală cu omul din relație, ci preferam să fac repede un film, să mă super satisfac în secret și gen, gata, aruncăm cheița și aia, era seara mea. Ha, limita aia, știți, e linia aia fină când vine vorba de filme porno pe care dacă o treci intri într-o realitate care este dictată de ele. O cireașă de două mai savurezi uneori la un înghețat. Dacă devine invers treaba și ele încep cumva să te controleze, să-ți controleze sexualitatea, viziunile, plăcerile și așa mai departe, atunci e în sol. Cel puțin n-am putut să fie o persoană care să se abțină. Reversul medaliei. Nu mai eram mulțumită cu ceea ce se întâmpla în pat cu partenerul meu. Mi se părea că nu mă satisface. Mi se părea că, mă, nu știu, penisul ăsta ăla din clip cu ce, cum arată bărbații ăștia și cum sunt dotați, nu se pupă cu ceama acasă, frate. Am început efectiv să visez la exact cum arătau bărbații respectiv din filme. Închideam așa ochii și mă simțeam atât de vinovată în loc de partenerul meu pe care chiar îl iubeam la momentul ăla, mi-am dat seama că încep să am o problemă. Și nu doar legat de partenerul meu că nu se ridică la așteptările total nerealiste pe care livrează un film porno. Pentru că, într-adevăr, te spală pe creier, frate. Îți distorsionează realitatea. Asta este cea mai mare problema mea cu filmele astea. aștept foarte toxice pe care le setează, care se setate de oamenii din filme porno, de interacțiunea de acolo, de tot firul poveștii și așa, sunt exact ca standardele nerealiste livrate de societate, de social media, de tot și ăsta care ni se livrează de cum trebuie să arătăm, cum trebuie să nu știu ce, niciodată nu e bine. Da, deci trăim într-o lume foarte fucked up. Dar mișto este când ești conștient de ea și cumva ai acest filtru prin care, bă, știi că trăiești într-o într lume de căcat în principiu, dar ai armele astfel încât să vizualizezi chestia asta, conștient fiind de ce vrea să-ți facă, de ce poate să-ți facă, de ce ți-a făcut și de cum poți să te joci tu cu ea, astfel încât să ieși tu pe plus. E bine să fii copt în viață, în general, despre asta e vorba. Mi se părea la un moment dat, mă uitam așa în oglindă și eram gen, bă, și cam plată rău de tot. Nu te ridici la nivelul acelor femei la care te uiți. Și am început să mă simt mai puțin atrăgătoare. Păi, unde sunt bucile alea frate pe care le are? <laughs> în momentul în care am văzut că viața mea sexuală începuse să decadă, să fie Așa, se ducă cam dracu pe apa sâmbetei și să nu mai pot eu să lucrez să am o viață sexuală sănătoasă. E un gest așa destul de maturitate să recunoști că este o problemă și să te concentrezi să faci aceste exerciții cu tine, astfel încât tu să fii nucleul sexualității tale. Hai să vedem ce facem. Și am început să le răresc. Practic înțelegi problema, înțelegi care este problema, de unde vine problema și nu mi-a fost atât de greu să mă detașez de acea perioadă a mea când chiar consumam asta obsesiv. Interesant a fost că pe parcurs am întâlnit oameni care gândiți-vă că aveau dependențe de filme porno care m-au speriat îngrozitor de tare. Știu în ziua de astăzi oameni în jurul meu care abia așteaptă ba să se culce soția și să meargă să se masturbeze ori în șir la filme porno nu doar la un film porno sau ceva, nu la câteva filme, să termine de mai multe ori, că să aibă așa un fel de maraton, că altfel nu mai pot, nu mai pot trece peste, nu, nu, pot încheia ziua. Oamenii care nu mai pot avea, nu mai pot face sex cu femei, efectiv am un amic care nu poate să facă sex cu femei, tocmai prin prisma faptului că pentru el filmele porno sunt suficiente și el nu mai are nevoie de parteneră, simte că nu mai este atras de o parteneră în viața reală. El cumva asta înțelege, că înseamnă o femeie în viața ta. Să se aducă această satisfacție sexuală și altea. Adică, deja, bine, la el deja este o exagerare mare, dar ca să vedeți unde duce o simplă vizionare a filmelor porno, dacă chiar o nu mai e sub control. Se întâmplă, frate, se întâmplă mai mult decât am crede. Deci știți că e chestia aia cu verificați vă prietenii, nu știu, mai puneți-le și voi întrebări, bă, pe bune, pentru că eu, no, eu chiar asta am început să fac, adică, nu știu, întreb și eu, auzi tu, nu știu ce părere E aici? nevoie uneori de ajutor specializat. Sincer, n-am, am apucat să cunosc femei foarte multe care să fie dependente de filme porno. Nu știu. nu știu, poate bărbații sunt mai predispuși, n-am ce -o idee. Una dintre cele mai grele întrebări de pus într-o relație este dacă partenerul sau partenera urmărește filme porno. Mă simt atât de ciudat să deschid subiectul ăsta, de exemplu, cu Justin, Pentru că, în trecut, în fine, știți foarte bine că am povestit despre toți oamenii de care vorbesc acum, am povestit de toată majoritatea oamenilor cu care am avut experiențe în viața asta, am am povestit deja. Au fost relații în trecutul meu în care, bă, am prins parteneri că... Consumau filme porno. Îmi dădeam seama la, la, la un moment dat de la cineva că mereu voia să încercăm altceva. Îi mai venea lui câte o idee, schimba foarte multe stiluri, ne băgam așa într-un film care nu mai era atât de personal al nostru, cu sexualitatea noastră pe care o construiam. Dintr-o dată erau așa chestii foarte extra aduse, cumva se simțea așa ca un ca o necunoscută în viața noastră sexuală, care, bă, dar de unde să vină? Am fost un partener pe care l-am avut, care chiar, căruia a plăcea foarte mult să uite la filme porno. N nu -nu ajunge să se neapărat într-o dependență de aia de, oh, nu mai poate, nu are cum să treacă o zi. I se, 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 se pare că este foarte îndreptățit să se uite, că el ca bărbat are nevoie. evoluția lui ca bărbat, că el nu știu ce, mă rog, spălător de la păcrayer, n creier, narcisist nebun. Ne dădea și pe o claurică. Domnule, el are nevoie să fie stimulat de imagini de femei. Mintea lui masculină are nevoie să proceseze mai multe corpuri de femei, astfel încât să se simtă împlinite. Mă simțeam, bă, mă simțeam ciudat, nu-mi convenea. Nu vedeau neapărat, li se părea ceva normal, gen, o dădeau într-o normalitate, este ceva ok ce se întâmplă iubita, gen, stai niștită, e ok, nu ce contează că fac chestia asta și sunt concentrat în acest univers sexual cu filme porno, mai mult decât să creștem noi sexualitatea noastră între noi. Nu era vorba de vreo gelozie, că doamne, ia uite cum se uită la alte femei, dar nu mă simțeam neapărat confortabil. Nu-mi place sentimentul ca partenerul meu să fie satisfăcut sexual până la urmă, chiar și prin masturbare, prin imagini cu alte femei, prin interacțiuni care includ alte persoane. Mi se pare foarte important ca centrul universului sexual al bărbatului de lângă mine să mai aibă pe mine în prim plan. Nu filme cu alte femei, nu tot felul de, de distrageri. Cred că acolo se rupe ceva în relație, nu mai poate să meargă la fel. Un gest așa destul de egocentrist și matur, ca omul de lângă tine, partenerul tău, să aibă sexualitatea asta, să-și o construiască în principiu prin ceea ce consumă cu alți oameni. Când mă gândesc la o relație, mă gândesc la echipă. Păi echipă, facem pe toate planurile, inclusiv sexual, inclusiv din viața de zi cu zi, inclusiv la facturi, inclusiv la mai știu eu ce, la muncă sau așa. Mi se pare normal și echitabil să fiți amândoi la fel, în așa fel de maturi și să ajungeți să aveți o comunicare de bună și așa, încât cam asta să fie concluzia, să fiți echipă, inclusiv când vine vorba sexual. Ok, vrei să ne uităm la filme porno, ai, nu știu, ai plăcerea asta. Ok, hai să ne mai uităm uneori la un film porno așa de fan. Vă garantez că majoritatea bărbaților care sunt disperați după filmele porno și Li se pare cum? Adică lasă-mă să mă uit care e problema ta, uh, Vă garantez că dacă voi, doamnelor și ați avea aceste plăceri și ați vrea voi să vă uitați la alți, băr alți bărbați și așa, doamne, eu cred că majoritatea dintre ei ar face spume. Stai așa că nu e echitabil, tu ești femeie, cum adică să te uiți tu la alte penisuri? Păi la mine e altceva, eu pot, eu sunt bărbat evolutiv vorbind, Eu și dacă tu vrei să aduci în relație subiectul ăsta de bă, Hai să vorbim despre subiectul filme pentru adulți, având în vedere că unul dintre noi consumă genul ăsta de conținut. Hai să vedem de ce. Poate ne lipsește ceva, poate e, e ceva acolo care ne îndeamnă și ne face să vrem să consumăm genul ăsta de, de materiale. Am o mare problemă cu bărbații care blamează femeile lor pentru că vor, vezi, doamne, explicații, că sunt disperate, doamne, ce disperate sunteți, ce hormonate sunteți, mamă, n-aveți încredere în voi, nu vă mai proiectați pe noi nu știu ce frustrări sau așa mai departe. Mai degrabă te frustrează un bărbat că nu te lasă să îți exprimi emoțiile, trăirile în fața lui autentic, 100%. E așa mișto în momentul în care știi că uh, bărbatul de lângă tine îți oferă acest spațiu foarte sigur și foarte îți oferă siguranță, astfel încât să poți să exprimi ceea ce vrei tu. Poate îl deranjează. Frate, fii bărbat și hai să purtăm discuția asta. Vreau să discutăm. Dar cu cheia este comunicarea în orice relație. Și dacă femeia respectivă ar fi nipostața în care să ne aibă încredere în ea, hai să discutăm. Hai să auzi ce cu de ce nu mă simt ok. Poate poți să mă ajuți în această rezolvare, în acest proces al meu de refacere psihică pe care poate vreau să o încep. Poate chiar am o problemă sau poate tu pui problema foarte greșit. Și de fapt e vorba de o feriga a comunicării pe care vreau să o dezvolt cu tine. Chiar astăzi vorbeam cu cineva care a spus că mă mai simt simți înșelată ca bărbatul de lângă mine se uită la filme porno. Sunt păreri și păreri. Voi știți ce e la voi în bucătărie. Comunicați, pentru că altfel, exact cum mi-a zis mama de fiecare dată, da? Dacă te adâncești în mocirlă începe să fie nisip de la mișcător. Deci dacă nu sunteți în relații cu oameni care puteți să vă deschideți legat de orice subiect pe planeta asta, Înseamnă că poate nu este cine trebuie și nu, nu există scuze, nu mai suport sau aud oameni care găsesc scuze pentru partenerii lor. Faptul fapt, el are o problemă, are o traumă internalizată și eu îl o eu, salvatoarea lui. Nu este tu, nu este fita, nu. Nu, nu există așa ceva. Nu poți fi salvator, nu poți fi nimic. Vă zic de fiecare dată, Oamenii dacă nu vor să schimbe așa, o să vă rămână. Păi, bine, aveți o singură viață, mereu vă spun asta, nu vreți să ajungeți în punctul în care să regretați că n-ați făcut anumite mișcări mai repede. Cu unii oameni chiar nu poți și nu po nu... Nu, 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 suport să știu că sunt oameni care efectiv își pierd tinerețea și anii ăștia atât de superbi în care ar putea să trăiască niște experiențe, experiențele vieții lor până la urmă, alături de alți oameni care să fie vindecați, să fie ceva mișto. Uite, inclusiv chestia asta cu atenția pentru alte fete. N-aș băga în aceeași categorie bărbații care se uită la filme pentru adulți și se uită la gagicile alea, ce fac cu alți tipi. Și bărbații care dau like-uri gagicilor pe Instagram și le-au la follow. Mi-a zis la un moment dat cineva genul asta de chestie că mi se pare exact la fel. Nu neapărat, nu, nu de acord, pentru că să zicem că tu intri să te uiți la, un, la un, film de ochiat pentru că vrei o reacție, vrei să străzești niște sentimente, vrei să-ți oferi ție plăcere, dar ne întoarcem la partea asta de masturbare. Dar în schimb, când vine vorba de... adică tu mergi acolo pentru acest stimul, te duci sigur, nu e ca și cum te întrebi, mă, ce face gagica asta, oare pe unde și are de sau mai știu eu ce. Nu, tu te, tu te, duci acolo pentru un stimul sigur. Deci e punct ochit, punct lovit. În schimb, pe Instagram, unde te duci să vezi, nu știu, ce-a mai făcut sulica, cum și-a mai postat fundulețul pe zăpadă sau mai știu eu ce, acolo e altceva. Și Chiar o să poate dezvolt subiectul ăsta cândva. Am și o post-traumă din trecut, pentru că unul dintre foștii mei... De obicei nu stăteam să urmăresc chestiile astea, adică nu dădeam 2 lei pe așa ceva și mi se părea că... Stai, frate, zi, doar niște tipe de pe Instagram. Pui pasă dacă mai dau un like sau două, adică cum mine trăiește în casă, nu mă interesează. Este bărbat, este evident că o să admire cei frumos în jur, că vorba aia și eu admir bărbații în jur pe stradă de mână cu Iustin și ne uităm la lume și suntem, bă, ce frumoși sunt oamenii ăștia. adică nu suntem sălbatici, bine, fac asta că eu pentru că Iustin este matur și nu e un nenorocit cum am avut în trecut, nu știu când am fost în, uh, într-o altă relație uh, și eram împreună cu, cu tipul ăsta. Avea tot felul de tipe la follow, le dădea, dădea like-uri, adică era activ când venea vorba de anumite tipe. Și mereu mă calma și îmi spunea că este exagerată, că pur și simplu zbat persoane pe care le știe de mult timp. Ar fi, ar fi și ea avut o problemă dacă i-aș fi spus: Bă, mă deranjează, nu vreau să dai, că nu vreau eu, n am eu încredere în mine și nu vreau să te văd pe tine, că îi apreciez poza unei. Dar de ce? Nu chiar e subiect de ceartă, cont, are atâta greutate această acțiune de a-i da tu like fetii respective și chiar așa nu putem să eliminăm asta ca eu să mă simt bine? Adică cineva contează mai mult să primească aia un like decât iubita ta să se simtă bine? Și țin minte că după când am avut o perioadă când am fost despărțit și așa, doamne, deci efectiv 80% din toate tipele alea pe care, la care dăduse like și tot, 80% ajunseseră în patul lui, vorbea deja cu el în secret și așa mai departe. Da, chiar am trăit experiența, deci dacă mă întrebați dacă aș fi ok cu bărbați care apreciază pozele altora sau mai știu eu ce, bătrânind aceste experiențe și nu, nu doar cu el mi -a... Ah, mi se pare puțin ok mie nu vine să fac așa ceva, Gen, mie nu vine să stau pe Instagram și să mă uit la tipi care arată bine sau mă știu eu ce adică nu o persoană respectivă, depinde dacă e un creator de conținut care nu știu, călătorește sau are un cont mișto sau nu știu, îl cunosc sau ceva, ok, dar dacă e așa cineva foarte la întâmplare parcă mi-aș păstra așa Plase de siguranță. Bazați-vă pe instinctul vostru. Deci dacă instinctul vostru vă duce într-o zonă în care, bă, mirosiți voi că ceva nu e ok, chiar cred că nu e ok. Adică, ca purtătoare de vagin de atâția ani, am cea mai mare încredere în lumea asta în instinctul feminin. Pentru mine nu egalează nimic instinctul femeilor. Și făcând o paralelă la filmele de ochiate, să mă rog dacă am auzit vreodată pe cineva, un bărbat care să fie interesat să vadă un film porno cu o gagică, ca după să o caute, să ajungă la ea, să vorbească, să fie el cu ea sau nu știu eu ce bine ori fi cazul. Zic că totul într-o perspectivă foarte subiectivă. Poate chiar există bărbați pe planeta asta care dau activ like-ul, dar nu frate, nu... Deci, nu, nu, știu, mă încep să mă cer cu mine aici și nu, nu vreau. De același timp, da, este o repercursiune a vremurilor pe care le trăim pentru că n suntem în 2023, în care totul este digital, tu practic, dacă astăzi se desparze cineva, poți să intri, ai 15 swipe-uri și gata, deja îți găsești. Sunt absolut convinsă și chiar cred că este asta, că sufletul pereche, în ziua de astăzi, e atât de digitalizat în care suntem mai deconectați prin tot ce înseamnă toate aceste social media. Avem cel puțin 15 suflete pereche, care ne-am potrivit perfect. Mă ajunge să murim împreună, să construim imperii și așa mai departe. Hm și părți bune și părți la chestia asta. Bun, foarte, foarte mișto pe care am mai și discutat-o cu voi, mai ales că am făcut și videoclipurile în care v-am povestit de viața sexuală, de viața noastră sexuală și așa mai departe. Eu și Justin v-am spus, am lucrat cu o echipă, în sfârșit, Doamne, am primit și eu un bărbat cu scaun la cap, un bărbat pur, cu intenții pure, nu un mitocan, nu un narcisist, nu un om toxic pentru cineva care are și daddy issues, o groază de traume de la tata, dar chiar poate vorbi și despre asta. Pot uh, groază de traume din trecut de la, nu știu, deci eu cu bărbați în general în viața mea, cu băieți, bărbați uh, și bullying-ul pe care l-am luat din școală de la băieți, am, deci sunt o tipă destul de terorizată de partea asta masculină. Știți ce nu de bărbați pe care îi mirosiți că sunt atât de buni și implicați și suflet și trup acolo încât nu s-ar pune problema vreodată să îmi mirosiți că ar putea să vă, se ducă pe la altele, dacă cine știe ce ar putea să facă, adică să vă îndoiți de ei. A fost primul om la care nu, nu, simțeam că nu pot să mă îndoiesc. Nimic nu putea, nimic nu mi se părea ne la locul lui. Nu mi-am mintea comportamentele lui, nu mi aminteau de niciun comportament toxic pe care l-am mai avut în alte relații din trecut. Așa aveam întrebarea asta, bă, dar oare el se uită la filme porno? Gen... Eu, mai ales că, intrând în această relație, fără... Eu, când am intrat în această relație, nu mai aveam așa o interacțiune cu acest gen de filme, cu acest tip de entertainment, adică foarte rar, nici măcar nu știu acum când să vă spun ultima oară că m-am uitat la un film de ochiat. Nu știu să vă spun când m-am uitat la ultimul film pentru adulți. C care e momentul în care aduci vorba de chestia asta, nu e așa? Fără să pari ciudat sau fără să pari uh, prea intruziv? Din ce mi-amintesc, cred că a fost un moment în care pur și simplu m-am dus la Justin. Și, na, noi care suntem așa deschiși de unii cu alții, ne-am mutat vorba aia din a doua săptămână împreună. În momentul ăsta, de, efectiv, ne-am întrebat, auzi, uh, te uiți așa ceva. A, a mers totul foarte natural. Adică eu, eu, am intrat în această relație pe o bază de bă... O să nu mă mai uit la filme porn niciodată în viața mea, am nicio problemă, nu mă interesează, nu face parte din lista mea de activități. Mi-am clădit sexualitatea mea, sunt ok cu mine. Nu simt nevoia de stimuli externi, pot să-mi ofer eu mie plăcere, masturbare sau mai știu eu ce, fără neapărat să vizionez un film porno. Că aș vrea să vizionez un film porno, aș face-o asumat, aș face-o fără o continuitate care să mă ducă într-o zonă toxică. Am intrat pe o poziție de putere foarte stabilă, eu cu mine, cu sexualitatea mea și cu o coloană vertebrală. Și cumva el la fel, pot să zic aceeași chestie. El a intrat exact pe aceeași bază în care... Nu, n-ar fi a fost vorba de așa ceva. E foarte simplu, nu știu ce să-mi zic mai multe, în afară de hai să schimbăm pe Justin ca să vedem care este și părerea lui. Părerea mea este că consumul de filme porno relație dăunează grav relație. De ce? Trebuie să fii cu persoana aia toată viața, gen. Cam ăsta este obiectivul, da? da. Și uh, problema la bărbați este că au o sensibilitate anume a organului sexual și dacă tu tot stai să te ofreci pe românește, da. Așa? Mă, dacă stai să tot ți-o la filme porno, că se cam duce sensibilitatea. Și atunci se mai greu să ai o erecție, să te exciți, îți pierzi cumva apetitul sexual, sex drive-ului. Ai auzit de No Not November? Nu, n -n 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 este un trend în America, da, știu. care vine din America, unde nu faci nimic timp de toată luna noiembrie ca să îți recapeți cumva din aceste abilități, dacă ești. Și e perspectivă interesantă, da, uite, vezi asta, așa e, că pierzi sensibilitatea de la. Și pierzi sensibilitatea de ce? Că tu ai, noi avem o curbă de satisfacție la orice, adică dacă eu beau cafea în fiecare zi, da? Nu, hai să dau un alt exemplu. Dacă eu mănânc croissant în fiecare dimineață, la un moment dat, după 2 ani de zile, o să mi se crească de croissant de la dulce cu Nutella. Așa că trebuie să ai o curba satisfac, curba lui Bel se numește, unde, bă, o mai lași tu moale, mai diversifici. Contraargument la ce am spus pe păi, da domne da stând cu persoana de toată viața la un moment dat te cam mai vrei și tu altceva adică îți fug ochii începi să ai fantezii și nu filme porno sunt soluția pentru că de ce să te uiți la un film porno când poți să-ți folosești imaginația. Deci de când te cunosc, mereu ai spus asta cu imaginația. Tu efectiv... E foarte important, mă, pentru că așa nu-ți stimulează adică absolut practic, nimic. Adică tu practic, dacă mergem pe zona asta de a oferi plăcere, tu mergi mai degrabă pe imaginație decât pe stimuli, în filme porno la care să-ți consumi direct un material pe care poți să-l accesezi. Foarte important să-ți folosești imaginația, că așa ți creierul un mișcare și atunci când aplici chestia respectivă, doar să satisfaci o imaginație, nu încerci să reproduci ceva ce ai văzut tu pe un ecran. Da, wow, chiar nu mă așteptam la no, sfat atât de valiză, chiar mă Da, nu că atunci când îți folosești imaginația e un număr limitat așa de opțiuni, atunci când uh, rămâi surprins de ce există pe internet, uh, asta îți poate dauna și viața de zi cu zi, că pana mea, nu știu... Este ciudat. E, e ciudat. ca și cum ai trăi prin sexualitatea și viața sexuală a altor oameni, care, mă rog, sunt și actori, nici pe care nu fac pe bune, știi? Încerci, da, încerci să reproduci ceva ce făcea altcineva. A, da, am început cu revistă, ți-am spus o ce început cu revistele? Sexualitatea, să zic așa. Da, da ca orice bărbat pe care cunosc. Da, dar am găsit o revistă, efectiv, undeva și eram... Ce revistă? Nu mai știu, era un penthouse parcă sau un playboy, l-am găsit fiind din buște, nu e... Da, vremea nu o apărut decât Dar La ceva nu găseai revistă, așa că trebuie să folosești imaginația. Oh, ok. Da, da, da. Poate pe la început așa, gen, nici mai mic, Poate poți. Adică eu mă uitam efectiv, ca să nu vorbesc așa ideal, vă zic eu. M-a fost la mine. Da, eu mă uitam, dar, mă rog, în timp ce eram în relație, de fapt. Deci, în timpul liber, da, mă uitam, dar în relație nu, pentru că eram concentrat acolo. Să, foarte important ce nu înveți la filme porno. Nu e de fapt despre tine, este vorba despre amândoi și satisfacția îți vine din a, satisfacția celui la cel, persoanei cu care cu care interacționezi și după aia și satisfacția ta. Dacă pui satisfacția ta pe primul loc a, e o relație mai dificilă să zic așa, e mai complicat. Ai așa subiectiv de la persoană la persoană. Nu este Dică... super subiectiv, dar știi ce nu este subiectiv? Ce? Faptul că clinic dovedită de există dependență de filme porno. Da. Și o grămadă de persoane au probleme cu chestia asta. Din punct de vedere neuronal îți oferi satisfacție când vrei tu și vrei acest stimul pe care tu l-ai de la filmele porno atât de ușor. Da. Și cum am vorbit de curba aia satisfacției, curba lui Bell, obținând acela stimul tot timpul, vrei ceva mai, mai, mai extra, mai extra, mai extra și dai în alte chestii și in, ies frustrările la iveală și poți să devii violent, poți să devii o persoană foarte volatilă. Cum ai trecut peste dependența de filme porno? N-am avut dependență de firmă. Nu, dragă, a fost doar pur și simplu un moment în care eram atât de absorbit Așa. Uh, de chestia asta, unde luam prea mult timp din timpul meu să văd despre ce este vorba și okay. din curiozitate a ajuns un fel de obsesie. Da, exact. Deci e o linie foarte fină până ajungi în punctul de obsesie. mi se pare că pragul de obsesie este la atât de fin încât nici nu vă seama. Dragul, de obses este pur și simplu zi cât de sistematic ești. În general, când vine vorba de masturbare și toată partea asta, e lumea foarte speriată de bombe, nu știu, zici că... <laughs> Cum mi-a spus profesoara mea din clasa de economie, din clasa noua, există două tipuri de bărbați în viața asta. Cei care fac laba și cei care nu recunosc. <laughs> și ca să scap de chestia asta, pur și simplu am zis, ok, trebuie să facem cură. Și de aici a venit această fortitudine mentală de a-ți folosi imaginația. Bine, okay. Deci, ok, mulțumim pentru părerea masculului. Mulțumim. <laughs> <laughs> mulțumim pentru... Bun, și asta a fost videoul de astăzi. Acesta a fost subiectul de discuție, dragă. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați simțit așa pe aici la noi în dormitor, la încă o discuție între prieteni de asta de se poartă și pe chestage. Iată vreau să fiu aici lângă voi și să împărtășesc tot ce am eu din viața asta, să vă dau. Urmează vloguri noi, story time-uri, aștept să îl fac pe următorul, care cred că o să fie cu mama, da, cred că o să fie cel cu mama. Dacă vreți, puteți, puteți să-mi lăsați în comentarii sau pe Instagram sau unde vreți voi uh, sugestii de ce, ce vreți să vorbesc cu mama. Vrem să ne ducem într-o zonă în care puteți vorbim și de divorț, nu știu, să vorbim și noi ca femeile. Aveți grijă de voi și... Fiți prezenți în viață, că aveți doar una. Hai, vă